Bună ziua! Astăzi, într-o zi frumoasă pentru noi românii, când sărbătorim cu toții Dragobetele, ziua îndrăgostiților la români. Și vă urez așa din suflet să iubiți românește, pentru că este mai bine și este și tradițional. Dragii mei, astăzi pe mine, hai să nu spun că Dragobetele m-a adus cu surprizele muzicale în localitatea Nigotești, din Vadul Moldovei. Am ajuns aici pentru că aici o am sărbătorită pe doamna Huliai Maria, care împlinește 59 de ani. Eu sunt sigură că este o îndrăgostită de soțul ei, pentru că chiar dacă soțul este departe în străinătate astăzi de ziua ei, sunt eu mesagerul dragostei lor și mesagerul urărilor care vin din partea soțului și a fiului doamnei pentru sărbătorita noastră, pentru doamna Maria. Și pentru că este zi de sărbătoare pentru ea, cofetăria Scala din Suceava, care mi este partener, iată ce tort frumos i-a pregătit. Bineînțeles, am și o sticlă de șampanie pe care doamna astăzi trebuie să o cinstească cu cei dragi și câteva flori frumoase care simbolizează dragostea ce o are fiul ei și soțul pentru doamna Maria. Haideți să mergem, să o cunoaștem și să-i spunem la mulți ani. Bună ziua! Am venit eu din Suceava aici la dumneavoastră. Voastră. Unde este doamna Maria? Pe acolo. Deci, a venit primăvara pe aici, nu? Bună ziua! Cum aici să spunem la mulți ani? Mulțumesc. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Maria să trăiască la cei 59 de ani să înflorească. Mulțumesc. Doamna mea dragă, să știți că vă aduc un tort atâta de dulce, tocmai din Bucovina, din Suceava lui Ștefan. Mulțumesc. Și vreau să-l primiți. Pentru că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Mai adăugați, închideți un pic ușa acolo, vă rog, mai adăugați o floare frumoasă în buchetul vieții. Și este frumos să aniversăm fiecare zi de naștere cât mai plăcut. De ce sunteți cu lacrimi în ochi? Eu am venit să vă aduc o surpriză, un cadou frumos. E și bucurie. E și bucurie. Mulțumesc. Considerați că a venit aici acasă la dumneavoastră să vă îmbrățișeze și să vă spună la mulți ani soțul dumneavoastră și copilul dumneavoastră. Mulțumesc din suflet. Și vă dăruiesc și o sticlă. Eu zic așa, haideți să lăsăm tortulețul acolo. Vă dăruiesc o sticlă de șampanie. Mulțumesc. Să vă amintească de mine așa când o beți, vă uitați, o beți împreună cu mine, dacă soțul și băiatul nu e acasă. Chiar așa sunt amintiri. Și un buchet de flori. Mulțumesc din suflet. Pentru că astăzi la mulți ani, uitați așa, unul din partea soțului și un pupic din partea fiului. Mulțumesc. Floricelele, țineți-le aici. Astăzi este și ziua dragostei. Da, la noi, știu, la români. Știu. Ziua de dragobete. Așa că acești trandafiri roșii, care simbolizează dragostea, dragostea soțului dumneavoastră și al copilului dumneavoastră, mulțumesc, îi primiți astăzi. Mulțumesc. Cu drag din mulțumesc partea lor. Mulțumesc. Și pentru că aceste frumoase atenții vin însoțite și de câteva gânduri, eu v-am spus deja din partea cui vine acest mesaj, însă haideți să vedem și ce gânduri frumoase au cei dragi dumneavoastră. Doar un băiat aveți? Treia. Băieți și alt băieți. Da, băiatul care e aici. Așa, mulți ani. Și unul la Timișoara, unul cu taicul. De Mihai știu și eu. De ceilalți încă nu știu. Și mesajul spune așa. Mamă dragă și iubită,
Tu ai fost primul om pe care l-am văzut, care m-a ținut în brațe, care m-a sărutat, m-a hrănit cu sânul ei și mi-a vegheat somnul. Ești primul cuvânt pe care eu l-am rostit, mama. De când m-ai născut și până acum, nu mi-ai lipsit niciodată. Mulțumesc, mamă dragă, mâinilor tale pentru grija ce mi-au purtat-o, inimii pentru iubirea ce mi-au oferit-o, ochilor pentru zâmbetul minunat și pentru tot îți mulțumesc. Astăzi, la împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani, îți urez un călduros și sincer la mulți ani. Multă sănătate, liniște și bucurii din partea fiului Mihai, care se află în Germania. Și mai am și un mesaj din partea soțului. Aveți impresia că el a uitat de dumneavoastră? Nu, nu. Spune așa. Draga mea soție, mă consider un soț norocos. De la doi tineri îndrăgostiți, iată că am ajuns astăzi aici. O familie frumoasă, cu copii, cu multe amintiri frumoase, trăite împreună. Nu toți oamenii au lângă ei un om așa iubitor, înțelegător și harnic ca tine, soția mea. Draga mea, florile să înflorească astăzi pentru tine și să te bucuri atât de frumusețea lor, cât și de a sufletului tău. Pentru mine tu ești floarea mea și vreau să te am lângă mine pentru totdeauna. Chiar dacă acum sunt plecat în străinătate, acest lucru îl fac pentru noi. Să ne fie mai bine. Te iubesc din tot sufletul, iar astăzi de ziua ta îți urez un călduros și sincer la mulți ani. Sănătate, fericire și de aici, din depărtare, din Germania, o îmbrățișare și un sărut din partea mea, soțul tău, Ștefan. Mulțumesc din suflet. Și acum Nicoleta Păjocaru vă cântă și un cântec, pentru că n-am venit eu, am bătut atâta drum din Suceava până aici. Sunt eu un pic răgușită că am cântat, am strigat după dragobetele ăsta, dar văd că la mine încă nu a ajuns. Dar sper să aduc bucurie eu, așa, altor oameni, da? Mulțumesc din suflet. Mama e una ca și luna, azi mă duc să-i sărut mâna, azi mă duc să-i sărut mâna. Și fața cu ghiocei, că astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani, că-i ziua ta, mamă. Nu ai dormit nopți de-a rândul, să-mi păzești somnul și gândul, să-mi păzești somnul și gândul. M-ai purtat la tine-n poală, de la leagăn până la școală, de la leagăn până la școală. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani că-i ziua ta, mamă. Mamă, cât dor ai purtat, de acasă când am plecat, de acasă când am plecat. De-aia vin, mamă, la tine, că-o ajuns dorul la mine, că-o ajuns dorul la mine. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani, că-i ziua ta, mamă. Am plecat, mamă, departe, departe în străinătate, dorul de tine m-arde. De-aia vin, mamă, la tine, că-o ajuns dorul la mine și mi-e tare dor de tine. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani, că-i ziua ta, mamă. La mulți ani. Și din partea soțului, oriunde și orice ar fi, știți cum e cântecul ăla cu fainul numele Mărie, dumneavoastră purtați numele Sfintei Mării. O
Oriunde te-ai învârti, măi, da plină-i lumea de mări, la 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 la. Și între neamurile mele, gândești cu plouat cu ele, la la la. Faină-i numele mărie, ți-l-o pus mama și ție. Și când erai mai micuță, te strâga și măriuță. Faină-i numele Mărie, ți-l-o pus mama și ție. Și când erai mai micuță, îți zicea și măriuță. Și astăzi îți spune Maria, nu? Mulțumesc. Sau cum vedeți meargă soțul? Maria, Maria. Oricum, nu, important da. Este să pronunți acest nume cu da. Dragoste și cu respect, nu? Da. Asta contează cel mai mult. Vreau să adresați un mesaj așa și copiilor dumneavoastră astăzi la zi de sărbătoare. Din suflet și la copii și la soț și mă bucur că se gândesc la mine și mă iubesc așa cum sunt. Mai în vârstă, mai... Dar cum sunteți, doamnă? Toate mamele sunt frumoase. Toate mamele sunt frumoase. La tot copiii și la soțul meu și la dumneavoastră că ați venit până aici, v-ați deplasat. Vă mulțumesc din suflet. Nu mă așteptam. Eu zic așa că mama este un nume sfânt pe acest pământ, așa dar este. Și un om sfânt, așa pentru este. Că noi și doar noi dăm continuitate așa vieții e. Pe pământ. Așa dacă nu ar fi mama, nu ar mai fi lume da, pe acest da, pământ. Așa, așa că, dragii mei, iubiți-o pe mama, iubiți femeile. Șepita. Îndată se apropie și ziua de 8 martie, dar până atunci și ziua de 1 martie. Și să vină primăvara, să vină primăvara în sufletele tuturor. A, Nicoleta Pujocaru vă mulțumește. Și eu vă mulțumesc din suflet. Iar pentru cei care doriți să faceți o surpriză plăcută și de neuitat unei persoane dragi, vă răspund cu plăcere. Numai bine!